s-a trecut la notificarea și evacuarea oamenilor, iar în ceea ce privește siguranța, s-a dispus evacuarea străzii total. Noi, setele Dynamics, efectuăm operațiuni de demolare și în cazul turnului de apă din Avântului, fabrica fostă Avântului, vom demola prin împușcare turnul. Se folosește o cantitate de explozibil limitată pe baza unui proiect tehnic agreat de ISMX București, care, după cum observați, sunt prezenți cu noi, și la fel partea de proiectare e asigurată de firme subcontractoare, cât și avem echipajele ISU, care permit udarea terenului și a solului înainte. S-au udat și ieri și acum preventiv vom uda și azi. Turnul are aproximativ 235 de tone, iar pe partea de înălțime are undeva la 34 de metri fix. Cât le ocupă pe ele? Cât le mai e bun? Cât le ocupă?